Domnului omagial, pe care dorim să sărbătorim în plinirea 60 de ani de existență a Sfântului Mici. Parafrazându-l pe Victor Hugo, ce este istoria, de tot trecutului în viitor, oglindirea viitorului peste trecut, scopul nobil al organizării acestor evenimente comemorative este de a aduce un pios omagiu înaintașilor noștri care au înființat clinica de urologie din Târgu Mureș și de a le mulțumi cu respect pentru tot aportul lor la ce înseamnă această clinică azi, a însemnat în trecut și va însemna în viitor. Înființarea clinicii a fost o muncă de echipă, care s-a realizat în anumite condiții sociale și financiare restrictive cunoscute. În ciuda acestora, clinica s-a născut, iar acest lucru nu poate decât să ne umple inimile de bucurie și mândrie. În acest moment de sărbătoare, vă mărturisesc că mă simt foarte onorată să am privilegiu de a conduce această clinică universitară cu vechi tradiții, cu ilustrii înaintași care și-au adus în mare măsură contribuția la dezvoltarea urologiei românești. Trebuie să amintesc faptul că clinica noastră au avut loc premiere terapeutice naționale în chirurgia urologică, metode moderne și minim-invazive de tratament, care apoi au fost preluate și implementate cu succes și în alte clinici din țară. Vreau să subliniez faptul că recunoștința noastră se îndreaptă către toți cei care și-au desfășurat activitatea în această clinică, fie cadre auxiliare, medici sau medici, deopotrivă, cu toți aducându-și aportul nemijlocit la buna desfășurare a activității în această clinică. În încheiere vreau să transmit gândurile noastre frumoase pentru toți cei care ne-au onorat cu prezența, mulți dintre ei vechi prieteni ai clinicii și să vă doresc să vă simțiți bine în orașul nostru.